văd că mai bine în glume în continuare, dar cred că ar trebui totuși să începem. Și aș începe cu o rugăciune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorului, după la depinde care pututile mele și toate lucrurile și Bisericul Mătăților și Cuturile de Viață, vină și te sărășuiește într-un necurățește pe noi de toată întâlnăcinea și mântuiește bună sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu noi este Dumnezeu ca să fac și ca să iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei care ați aflat de această conferință de pe internet, poate că ați văzut câteva cuvinte care mie mi se par foarte importante. Istoria înseamnă putere. Și aș putea să spun că istoria înseamnă viață. Am dat de multe ori acest exemplu, această pildă. Un om sau un popor fără istorie este ca un copac fără rădăcini. Devine guștean. Își pierde viața. Nu mai poate să dea nici frunze, nici flori, nici fructe, nimic. Moare. Și pe urmă, oricine vrea, face din el ce dorește, dacă nu, cumva, pur și simplu putrezește, se irosește pe undeva. Istoria înseamnă putere. Și istoria înseamnă putere, indiferent dacă este istoria adevărată sau este istorie falsă. Doar că istoria falsă are puterea de a face foarte mult rău. În vreme ce istoria adevărată dă foarte multă putere spre a se face binele. Acum, sigur, există și un paradox. Putem să folosim istoria adevărată ca să facem rău, știind cum s-au întâmplat lucrurile. Dacă ne punem noi așa o condiție, putem să folosim istoria adevărată ca să facem foarte mult rău. Dar eu am discutat din perspectiva celor care, oamenilor care vor să fie buni, celor care vor să fie buni, nu a celor care vor neapărat să facă răul. Când cineva vrea să facă rău cu tot din adins, orice lucru îl poate folosi spre rău. Deci, a cunoaște istoria, pentru noi să zicem că suntem niște oameni buni sau niște oameni care vrem să fim buni, încercăm să fim buni. A cunoaște istoria este o sursă esențială de putere și este un izvor de viață. Până la urmă, omul care nu are rădăcini, nu știe de ce trăiește. Nu știe pentru ce trăiește și își irosește toată existența. Rostul vieții nu poate fi cunoscut în afară istoriei. De aceea, este foarte, 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 foarte mare lucru să îți cunoști istoria. Și este o pierdere nespus de mare să nu-ți cunoști istoria. Până la urmă, oricât discernământ ai avea, știți că discernământul este considerat în creștinism unul din cele mai mari daruri pe care le poate da Dumnezeu în lume. În darul acesta al discernământului. Dar dacă nu ai informație, nu ai ce să discerni. Dacă nu știi nimic, mă întreabă pe mine cineva ce părere am despre motorul la nu știu ce model de Audi. Habar nu, că nu mă pricep deloc, nu cunosc nimic despre motoare. N-aș putea să spun. Sunt pe din afară. Oricât discernământ aș avea în domeniu, nu mă pot pronunța. Sau mă întreabă cineva ce părere am de cutia de viteze de la nu știu ce mașină nouă apărută. Nu cunosc. Nu mă pricep la cutii de viteze. Nu pot să am o părere în domeniu. Deci vedem că în clipa în care ne lipsește informația, discernământul nu are cum să lucreze. În afară de un singur amănunt. Există un lucru pe care ne-l poate da discernământul atunci când nu avem informație. Bunul simț de a spune că nu știm. Este ceva care a devenit foarte rar. În zilele noastre, foarte mulți oameni spun că știu și ceea ce nu știu. După ce o să termin eu cuvântul de început, o să puteți să puneți întrebări, se vor scrie pe hârtie, se trimit aici, ca să nu se suprapună voci dintr-o parte și dintr-alta și să fie mai ușor și pentru mine. Și
Este foarte posibil la unele întrebări să nu știu răspunsul. Eu mă și bucur dacă sunt asemenea întrebări, fiindcă e una, din punctul meu de vedere, una din cele mai importante lecții să învățăm să spunem nu știu atunci când nu știm. Fiindcă există o înclinație foarte gravă la noi de a completa neștiința cu fantezia. Deci oamenii au această înclinație să combine realitatea cu fantezia, cum nu știu, au ajuns într-un punct unde nu știu ceva, aruncă o chestie de-asta închipuită, o fantezie, construiesc ei ceva ca să nu spună nu știu. Mi-aduc aminte că m-am mutat eu în cartierul Berceni, ce probleme mari am avut când trebuia să găsesc câte un bloc. Și întrebam pe oamenii de acolo, în zona fiind extrem de complicată, unde este blocul pe care știți cumva? Nu puteau să spună nu știu. Începeau cu ipoteze, construcții, presupune de... Eu mă grăbeam, nu puteam să plec, că omul vorbea, făcând tot felul de calcule din acestea alambicate, să le numesc așa, când ar fi putut să spună simplu nu știu, îmi pare rău. Când găseam pe cineva care spunea nu știu, îmi pare rău, îi mulțumeam din suflet, cel puțin nu m-a ținut cu teorii și ipoteze lipsite de consistență. Deci e foarte important să știm, să spunem nu știu. Deci aici, într-adevăr, discernământul ne poate ajuta și unde este lipsă de informație și este un câștig. Totuși, în ceea ce privește originea noastră, în ceea ce privește rostul nostru, este foarte grav să nu avem informații și este cu atât mai grav, cu atât mai grav să avem o informație falsificată. Și totuși, de obicei, avem parte și de una și de cealaltă. Eu am stat foarte, foarte mult să mă gândesc despre ce anume putem vorbi noi, istoria necunoscută a românilor, în condiția în care se cunoaște extrem de puțină istorie românească și ceea ce se cunoaște de obicei este măcar împodobit. Să spunem așa, să nu zicem falsificat, că poate sună urât. Este cel puțin împodobit, de foarte multe ori. Este un istoric celebru. O să vedeți că, în general, când critic o poziție, nu dau numele persoanei, pentru că nu este un atac la persoană, este o discuție despre poziție. Este un istoric celebru care într-o carte de-a lui despre România și istoria românilor, face o afirmație stupefiantă. Eu am citit de câteva ori fraza ca să văd dacă o înțeleg eu greșit, dacă îmi scapă ceva. Am citit pe urmă din nou toată pagina și am văzut că, într-adevăr, înțelesesem bine. Într-adevăr, exista această afirmație. Până în secolul al XIX-lea, nu a existat sculptură românească. Abia când au venit sculptorii din Franța, din Italia, nu știu unde, și au început să facă sculptură la noi, a apărut și sculptură românească. Deci am citit de câteva ori fraza aia și pe urmă am stat și m-am întrebat cum e posibil să scoți o asemenea afirmație, tu fiind un istoric certificat, un istoric reputat și cu o reputație pe care ți-o pui în joc atunci când spui un asemenea cuvânt. În condițiile în care ai în fața ochilor, ca să dau un singur exemplu, mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, care este o dantelărie de sculptură de sus până jos. Sau ai atâtea și atâtea alte biserici pline de sculpturi din Muntenia și din alte părți. Deci, cum poți, când există, au existat sate întregi de pietrari români care se ocupau numai cu sculptarea pietrei pentru ornamentele ferestrelor, ușilor, din felurite conace, pentru cruci sculptate în fel și chip, și așa mai departe, cum poți să spui că nu există sculptură românească până în secolul al XIX-lea? Deci este o contradicție cu realitatea uluitoare. Pe urmă am înțeles. Pentru că în toată cartea în care discută despre români și România, istoricul respectiv nu amintește decât întreagăt, cu totul întreagăt și fără nicio
insistență, cultura țărănească. El discută numai despre oraș și cultura din oraș. Deși el însuși recunoaște că până la începutul secolului al XX-lea, orașele nu reprezentau nici măcar 10% din populația țării, el ignoră în toată discuția despre cum este România și cum sunt românii, ignoră 90% din populație. De-a lungul a sute și sute de ani pe care îi prezint acolo, el ignoră 90% din populație. Populația rurală, să zicem așa, aproape că nu există. Cultura ei nu contează, este egală cu zero. Este numai un exemplu de felul în care se poate ajunge la o modificare, nu spun falsificare, pentru că de obicei când spui falsificare, presupui că este ceva intenționat. Nu spun falsificare. E foarte probabil că omul respectiv chiar să aibă acest fel de a gândi și să fie ignorat natural toată țărănimea română, toată viața rurală românească, pentru că pentru el nu există, nu e interesant, este prea înapoiată, prea primitivă ca să fie băgată în seară. Dar este o greșeală uriașă. Este o greșeală fundamentală. În tratativele de pace după primul război mondial, Ungaria a adus un argument foarte puternic din punctul unora de vedere pentru a păstra Transilvania și celelalte teritorii pe care risca să le piardă, care ceruse România cu România, și anume argumentul cultural. El a spus așa, noi ungurii suntem o civilizație. Noi suntem parte a culturii europene, avem cultura noastră, civilizația noastră care e parte a culturii europene. Avem compozitori, avem participări la toate manifestările culturale europene. România în domeniul ăsta nu există. Degeaba au încercat diplomații români să spună, domnule, stai un pic că parcă discutam pe principiul etnic și nu știu ce, ungurii marșau pe principiul acesta cultural. Și atunci Brătianu a zis, ca să nu ne mai discutăm acum, haideți să facem o pauză și să reluăm mai încolo discuția. Și peste câteva zile când s-au întâlnit din nou, Brătianu a venit cu un teac, uite atât de mare, de 10 volume, a dat câte un teanc la fiecare delegație care era la masă. Toți se uitau uimiți la acest cadou făcut de delegația română. Și Vădeanu a spus, dacă se dorește să discutăm despre cultură, deși noastră era discuție aici, suntem de acord. Vom discuta despre cultură. Pornim, așa cum este firesc, de la ceea ce este baza culturală a oricărei nații, cultura populară. Și începem cu cele mai simple lucruri, proverbele. Aceasta este culegerea de proverbe românești a lui Iulius Zahăr. E adevărat că este o culegere incompletă, dar deocamdată asta este. Rugăm pe oricare dintre delegații să aducă din partea nației pe care o reprezintă o culegere similară. Ori britanicii care se mândreau cu o dită mai colecție de proverbe aveau 3 volume. Aici erau 10. Culegere incompletă. Și în momentul ăla, britanicii au luat, nu mai au clipă, au dat jos asta, mulțumim pentru cadou, dar credem totuși că nu are rost să mergem pe discuție culturală, să ne întoarcem la problema etnică. Și s-a schimbat tot subiectul discuției. Pe baza unei cărți care reprezenta o culegere foarte bogată, poate nu completă, fiindcă întotdeauna în etnologie, în folcloristică, se poate să mai scape câte ceva, dar a avut Iulius Zahăr să fie completă, a proverbelor românești, a culturii populare, pe care cultură populară, unii o ignoră până în ziua de astăzi și foarte mulți o modifică, o schimbă după pofta lor, chiar o falsifică, putem spune. Este un fenomen trist și foarte răspândit. Este foarte răspândit pentru că are succes. Oamenii caută asemenea lucruri. Unul din cei mai mari folcloriști europeni, Giuseppe Cocchiara, în istoria folcloristicii europene, o carte de referință pentru cine este interesat de acest domeniu, observa la un moment dat o problemă legată de creația lui Leonrod Kalevala. Probabil că știți Leonrod, medic finlandez, care a alergat vară
iarnă, iarnă, vară, prin toată Finlanda, adunând runele finlandeze străvechi, le-a unit și a creat calevara. El a spus, eu nu am făcut nimic decât să adun, asta este creația poporului finlandez. Am reconstituit un vas din cioburi. Însă, preciza Norod, comparația nu este precisată, pardon, Giuseppe Cochiara, comparația lui Norod nu este corectă. Pentru că, spre deosebire de un vas recompus din cioburile care au alcătuit, Norod a făcut altceva. Din vasele, din cioburile multor vase, mă scuzați, din cioburile multor vase a făcut un vas nou. El n-a folosit cioburile unui singur vas. A folosit multe cioburi de la multe vase pe care a reușit să le asambleze în un întreg care este într-adevăr frumos, care i-a dat o coerență, el. Deci, până la urmă, este o creație a lui Norod pe baza culturii populare finlandeze. Lucru care este recunoscut astăzi în Finlanda, este știut, este acceptat ca atare. La noi, foarte multe lucruri de genul acesta sunt date de cultura populară. De exemplu, Romulus Vulcănescu a scris mitologie, o carte care se numește Mitologie Românească. Dar nu e mitologie românească. Este mitologia lui Vulcănescu, lui Romulus Vulcănescu. Sunt acolo o serie întreagă de fantezii care îi aparțin total, care n-au nicio legătură cu realitatea și sunt ușor de demontat. Dacă iei izvoarele și le compari cu ce spune el, vezi contradicțiile fundamentale. Uriașe. Deosebirile între documentele vechi, de exemplu, privind Călușul, dansul călușarilor, și ceea ce interpretarea pe care încearcă el să o dea Călușului. Sunt niște discrepanțe gigantice între izvoare și interpretare, el bazându-și interpretarea pe niște pretenții. Adică pretinde că există în istoria românilor, în tradiția românilor și mai departe, lucruri care nu există. Iar această practică e foarte răspândită la noi și în domeniul culturii românești și în domeniul istoriei noastre. Și atunci ne trezim cu o istorie care este foarte, foarte departe de realitate în măsura în care o cunoaște. Toată lumea știe, de exemplu, despre Ștefan cel Mare, că a avut nu știu câte aventuri. Vorba aceea, toți moldovenii sunt urmași direcția lui Ștefan cel Mare. Putem admite chestia asta la nivel spiritual. Și este în regulă. Ceea ce ignoră mulți sunt izvoarele. Izvoarele istorice nu menționează decât un fiu. Atenție! Un fiu nelegitim al lui Ștefan cel Mare. Nu doi. Nu cinci, nu zece, nu o mie, unul singur. Și atenție, haideți să ne punem în postura unui proces de paternitate. Când apare acest urmaș nelegitim al lui Ștefan cel Mare? La 20 și ceva de ani după ce moare Ștefan cel Mare. La 20 și ceva de ani după ce moare, în 1527, moare ultimul urmaș direct din neamul mușatinilor. Și se ivește o foarte mare tulburare în sfatul Sărin Divan, pentru că era o clipă în care putea să reizbucnească războiul civil pe care Ștefan cel Mare îl oprise prin domnia lui, între diferiții boieri care aveau înrudiri cu mușatinii. Mulți dintre boieri aveau niște înrudiri vagi cu mușatini, dar cu urmași direcți ai mușatinilor nu mai existau. Și ce se întâmplă? Ce consemnează cronicile? Că se ridică în clipa aceea un boier, un mare boier, cu mare greutate, foarte bătrân și cu mare autoritate, și zice așa, consemnat, voi nu știți. Atenție! Deci el începe prin a recunoaște că nimeni din Ivan nu auzise niciodată de chestia asta. Voi nu știți. Dar mie mi-a spus mitropolitul cel bătrân înainte să moară. Deci invocă mărturia unui mort. Că ar fi cineva din osul lui Ștefan cel Mare. Petru Rareș. Deci până în momentul ăla nimeni n-a auzit vreodată că Petru Rareș ar fi fiul lui Ștefan cel Mare. Până atunci el fusese negustor de pește, nu a fusese nicio treabă cu domnia, cu nimic. Încât se pune o întrebare, nu cumva era un urmaș direct al boierului care se ridicase și vorbise? Ce dovadă există că este urmașul lui Ștefan cel Mare?
E o chestie foarte interesantă. În clipa în care Petru are și urcă pe tron, este un om tânăr. Avea cam 20-20 și ceva de ani. Adică sunt șanse foarte mari ca Ștefan cel Mare să fi conceput după ce a murit. Dacă citiți cartea lui Paul Stahl, Triburi și neamuri și sate din sud-estul Europei, o să vedeți acolo o practică foarte des întâlnită în Evul Mediu, care se mai numește câteodată filiație spirituală, când cineva se declara urmașul unui om din care nu se trăgea fizic și din care eventual nici nu se putea trage. Dar el, practic, prelua moștenirea omului respectiv din toate punctele de vedere și o ducea mai departe. Și atunci era acceptat ca fiul ăluia, chiar dacă el se născuse la 10 ani după moartea persoanei în cauză. Era o chestie acceptată ca atare. Se pare că în felul acesta și Mihai Viteazul era fiul lui Pătraș cu vodă. Tot așa. Spiritual. Însă, observați situația. Se vorbește despre un urmaș al lui Ștefan cel Mare din Plon. În secolul al XVI-lea. Ca în secolul XX să ne trezim. Că oricine stă să-ți povestească câte aventuri avea Ștefan cel Mare și cum a împuiat el toată Moldova. De unde și până unde? Din istoria neadevărată, înflorită sau chiar falsificată, pe care o prindem din zbor, dintr-o parte sau dintr-alta, care în mod paradoxal este promovată și în mod paradoxal este primită de oameni cu foarte mult interes și chiar lăcomie câteodată, chiar dacă nu are nicio legătură cu realitatea. Ori asta ne distruge. Ne face foarte mult rău. De exemplu, faptul că Ștefan cel Mare era un mare postitor, nu este cunoscut aproape de nimeni. Cine știe? M-aș întreba sincer, știe cineva din sală lucrul acesta? Că Ștefan cel Mare era un mare postitor? Bun. Bine, câteva persoane. Ștefan cel Mare era un mare postitor. Înainte de bătălia de la Vaslui, Ștefan cel Mare a ținut post negru câteva zile, armata lui Ștefan cel Mare a ținut post câteva zile, iar în ziua dinainte de bătălia a ținut, totuși ostașii au ținut post negru, s-au făcut dezlegările acelea speciale care se fac pentru oștenii înainte de bătălie, s-au împărtășit și a doua zi i-au bătut pe tuși de asumata pe cap. Au făcut praf. Cea mai mare înfrângere pe care au suferit-o în acel secol turci. Incredibil. Mai mare decât înfrângerea pe care o suferise din partea lui Vlad Țepeș, care nu a fost o înfrângere mică, ci a fost o înfrângere extrem de dureroasă, a fost singura dată în istoria Imperiului Otoman când o armată otomană condusă de sultan a fost înfrântă. Deci sunt niște elemente din istoria noastră foarte importante, pe care nu le știm. În schimb, umblă tot felul de alte născocei pe care le cunoaștem și le credem ca fiind adevărate. Lucrul acesta pe noi ne afectează sufletește foarte mult. Și mai este aici o problemă foarte mare din punctul meu de vedere. Pentru că este istoria necunoscută nu între trădare și eroism. Ai cui suntem noi? Ai cui suntem noi? Sigur, putem să spunem simplu, suntem al lui Dumnezeu sau suntem ai noștri. Eu mă refer la moștenirea pe care o ducem mai departe. Ai cui suntem? Ai trădătorilor sau ai eroilor? În orice neam, în orice țară, în orice grup de oameni, de obicei există trei categorii foarte importante. Există turma care merge de multe ori obește după cei care reușesc să ajungă la putere. Există cei care sunt eroi, sfinți și așa mai departe, și există cei care sunt profitori, lași, trădători, tot așa, putem spune și așa mai departe. M-am certat astăzi cu un taximetrist, m-am certat, vorba vine, m-am contrazis în acela. Pentru că a făcut la un moment dat o afirmație că românii sunt cioritori din tată în fiu. Și am spus, zice, cum? I-am spus pe loc, zic, cum îți permiți așa ceva? Adică tatăl meu e ciubitor? Poate taică-tu, dar taică-mi nu e ciubitor. Nici maică-mi. A, nu, părinte, că eu ziceam așa în general. Păi zic de familia ta, dacă vrei, nu te familia mea. Păi nu, dar nu am zis de familia dumneavoastră. Eu am zis și s-au blocat. Pentru că, de fapt, spusese românii, nu? Și am zis, păi, ai zis greșit. Puteai să spui că mulți de la noi sunt ciubitori din tatăl fiu. În niciun caz să spui românii.
În niciun caz. Asta este o bătaie de joc la adresa poporului neam, care este total inacceptabilă și care este o jignire, o insultă pentru toți cei care sunt cinstiți. Aici este exact problema pe care am văzut-o la un moment dat într-un proces din Statele Unite, în care avocata acuzatului justifica faptul că acesta omorâse oameni prin faptul că fusese abuzat în copilărie și fusese bătut de tatălui și de aceea ajunsese el să comită crimele, că atunci când era mic l-a bătut taicăsul. Și când s-a ridicat avocatul acuzării, a zis: nu pot să nu-mi exprim indignarea față de asemenea pledoarie inacceptabilă și mizerabilă, care este o jignire la adresa tuturor celor care au fost bătuți în copilărie și nu au omorât pe nimeni. Este inadmisibil așa ceva. Și ce ar însemna? Toți care am fost bătuți în copilărie, acum avem dreptul să mergem pe stradă să omorâm oameni? Este cea mai aberantă pledoarie pe care am auzit-o vreodată. Și, într-adevăr, avocatul respectiv are dreptate. La fel cum am avut și eu dreptate să îi atrag atenția taximetristului de astăzi, că nu are voie să pună în spatele unui întreg popor purtarea unora. Nici măcar dacă aceia ar fi majoritari. Știți când devine un defect sau o calitate definitorie pentru un popor? Atunci când este acceptată ca principiu real și fundamental al acelui popor. În clipa în care noi am recunoaște în legile noastre e corect să te urdești, da, atunci ar însemna că suntem neamnici uditori. Dar câtă vreme la noi, din tată în fiu, se spune să nu furi, asta, faptul că unii fură, nu mai este chestie românească. Este o încălcare a legii românești. Niciodată legea românească, nici la românii din Dalmația, nici la românii din Moravia, nici la românii din Transilvania, din Muntenia, din Moldova sau din oricare altă parte în care trăie român, nu a îngăduit furtul ca fiind normal. Deci nu este normal. Nu este. Și atunci n-ai dreptul să arunci această pecete a coții pe spinarea unui popor întreg. Că de vreme este un lucru în motiv al căruia luptă. Este numai un exemplu. Sunt foarte multe care pot fi date. Ideea fundamentală este asta. Avem foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem din istoria noastră. Din toate aceste lucruri, eu m-am gândit să pornesc de la un exemplu de istorie falsificată într-un fel. Și pe urmă să ating trei puncte doar din istoria necunoscută a românilor. Trei pagini din istoria noastră necunoscută. Pornesc de la un termen. Vă întreb, vă rog un răspuns simplu, da sau nu. Ați auzit vreodată de Imperiul Bizantin? Da. Probabil că unii dintre voi știu că Imperiul Bizantin este ceva ce nu a existat niciodată. Da. Nu a existat niciodată Imperiul Bizantin. Termenul de Imperiul Bizantin este o născocire a evului mediu occidental care are la bază rațiuni politice. Trebuie subliniat acest lucru. Dacă citiți istoria folcloristică europeană a lui Giuseppe Cocchiara, o să vedeți că o serie întreagă de atitudini, așa zis, culturale sau științifice, au o bază politică. Și atunci o să vă dați seama că în spatele unor chestii de genul mitologie românească și alte lucruri de genul ăsta, stau niște rațiuni politice. Dintr-o dată vedeți că prin cunoașterea istoriei câștigăm foarte mult. De ce a apărut termenul de Imperiu Bizantin? Pentru că a existat o întreagă bătălie între Occident și Orientul European în privința moștenirii romane. Toți voiau să fie urmașii Imperiului Roman. Toți voiau să fie urmașii Imperiului Roman, care era cea mai glorioasă și cea mai complexă, cea mai profundă, cea mai completă alcătuire din istoria lumii. Dar, în același timp, când spun a lumii, zic a lumii cunoscute. În momentul ăla de către europeni. Dar era o problemă. Din clipa în care s-a produs despărțirea între Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus, au trecut numai câteva zeci de ani până când Imperiul Roman de apus s-a prăbușit. A fost desființat. N-a mai existat. Cum poți să spui sunt urmașul unui imperiu care a dispărut de mult
Nu poți să spui. Îi rămăsese numai cel din răsărit. Care nu numai că rămăsese în răsărit, dar la un moment dat ajunsese să cuprindă, după cum puteți vedea aici, în timpul împăratului Justinian, ajunsese să cuprindă și Italia, sudul Spaniei, o zonă din Marocul de astăzi și teritorii largi din nordul Africii, deci o mare parte din tot Imperiul Roman de altă dată, indiferent că era de apus sau de răsărit. Acest stat, care este cunoscut de noi și este denumit de obicei Imperiul Bizantin, a purtat tot timpul numele de Romania sau Imperiul Roman. Dar, pentru că nu convenea politicii europene, vest-europene acest lucru, i s-a schimbat numele în Imperiul Bizantin, de către niște istorici. Această denumire a fost promovată atât de mult, încât astăzi este însușită de cei mai mulți și este luată ca atare de cei mai mulți. Totuși, dacă încercăm să ne uităm pe Wikipedia, nu merge aici, pe Wikipedia, fie în franceză, fie în engleză, la Imperiul Bizantin, vom constata că și una și cealaltă dintre cele două pagini recunosc la început faptul că Imperiul Bizantin n-a existat niciodată și că este o denumire dată de istorici, mult mai târziu, cui? Spune acolo Imperiului Roman sau Romania. Spune, este recunoscut acolo acest lucru. Nu știu câți au citit vreodată, dar dau un exemplu de un imperiu care cica a existat, de care se vorbește foarte mult și totuși n-a existat niciodată. Există asemenea dimensiuni ale gândirii noastre, ale culturii noastre, de foarte multe ori răspândite și acceptate de noi ca atare și care, spun eu, ne fac foarte mult rău. Unul din punctele pe care voiam să le ating era acela al unui război foarte important în care au fost implicați românii. Și din nou vă întreb, poate să-mi spună cineva care este primul război din secolul 20 în care românii sunt parte beligerantă? În secolul 20, primul război în care românii sunt parte beligerantă. Primul război mondial. Nu. Războiul de Sfântul Ilie. Războiul de Sfântul Ilie din Macedonia. Început de Sfântul Ilie în 1903. Un război de insurecție a macedonienilor împotriva Imperiului Otoman, în care s-au angajat să ia parte românii, bulgarii, grecii, albanezii și sârbii din Macedonia pentru a crea o țară liberă după model cantonal elvețian, în care fiecare națiune să poată să trăiască și să se dezvolte liber în frăție cu celelalte. Până cu două zile înainte de izbucnirea insurecției, totul a fost în regulă. Când a izbucnit de Sfântul Ilie insurecția, românii s-au trezit singuri. Pentru că și bulgarii, și sârbii, și grecii primiseră ordine din țara lor de baștină să nu se implice în război. Pentru că nici Serbia, nici Bulgaria, nici Grecia nu voiau o Macedonie independentă. Fiecare voia să pună mâna pe ea. Și nu aveau nevoie de o Macedonie independentă, cantonală, cu care să aibă raporturi normale. Ei voiau o Macedonie aflată sub stăpânire turcească pe care să o elibereze ei. Știți? După model sovietic. Să o elibereze ei. Și să devină a lor. Și să-i deznaționalizeze pe toți ceilalți. Și atunci românii s-au trezit singuri, în afară de singurul sprijin pe care l-au avut, a fost de la niște grupuri de albanezi și de macedoslavi care nu voiau să asculte de Bulgaria. Erau, să zicem așa, independentiști. Vreau independența Macedoniei, nu voiau să fie cu Bulgaria. Au fost singuri care au sprijinit pe români. Au fost niște bătălii cumplite, extrem de inegale.
în care grupuri de 10-20 luptători români trebuiau să se lupte cu un batalion de turci. Și-au luptat. Au luptat, n-au bătut înapoi, au luptat. Au murit cei mai mulți dintre ei. Unii au reușit să lupte chiar până de-a lungul timpului, în munți, retrăgându-se mai departe, până prin 1905-1907. Niște adevărați eroi. Ca urmare a jertfei lor, Macedonia este singurul stat balcanic care îi recunoaște pe românii din cuprinsul ei și le acordă drept și respect, iar sărbătoarea națională a românilor din Macedonia este acceptată ca sărbătoare oficială în Macedonia. Bineînțeles că, pe de altă parte, românii din Macedonia au primit de la statul român, ei, repet, având dreptul din partea Macedoniei să-și înființeze ce școli vor, ce instituții vor și așa mai departe. Dar n-au cum. N-au bază, nici logistică, nici de curriculum, nici nimic. Și au nevoie de sprijin în România. L-au primit cum l-ați primit și voi. Cum ați putut voi să organizați școli în Macedonia sau pe lume, la fel au putut și ei să organizeze. N-au primit niciun sprijin din partea statului. Deci primul război în care românii sunt parte beligerantă, reală, concretă, în secolul 20, este războiul de Sfântul Ilie din Macedonia. Care este o chestie extraordinară, pentru că a pus bazele libertății Macedoniei ca țară în care să existe armonie și înțelegere între diferite naționalități. Nu cunoaștem acest lucru. Face parte din istoria necunoscută a românilor. Este un fragment. Și un fragment care ne face pe noi să fim lipsiți de niște lucruri de care avem mare nevoie. Asta este o hartă a românilor din peninsula balcanică pe la 1930-1940. Este o, dacă vă uitați și vedeți, este o hartă etnografică germană. Deci nu este făcută de mine, nu este o chestie, vezi, Doamne, naționalismul românesc în acțiune. Nu. Este o hartă făcută de străini. Aici sunt megleno-românii. Dacă ați auzit de dialectul megleno-român, iată, în această parte a Macedoniei este megleno. Aici sunt diferite grupuri românești. Vedeți că aici sunt ca niște toarte, așa două părți. Aici sunt sate care fuseseră românești până în urmă cu câțiva ani, și care, la data realizării hărții, erau grecizate. Deși ele fuseseră, erau românești de origine, dar oamenii își pierduseră limba, se grecizaseră. Și atunci sunt trecuți în felul acesta. În partea asta-laltă avem niște sate care fuseseră românești, erau albanizate. Zona aceasta de aici este tot așa o zonă cândva românească și pe urmă grecizată. De fapt, toată zona Meteorii și toată zona Tesaliei, de bază, este românească. Dar a fost desnaționalizată. În zona aceasta de aici avem aceeași situație prezentată de străini. Deci nu că am vrut eu să visez chestia asta. Asta este realitatea istorică, documentată, foarte clar. Singurii care în zilele noastre au drepturi sunt acești români din Macedonia cât mai există. Meglenii aproape că nu mai există, au fost asimilați aproape de întregime, dar aceștia care mai sunt aici, în cele câteva locuri pe care locuiesc, au drepturi în Macedonia. Drepturi care nu prea le folosesc la nimic, pentru că nu au capacitatea de a se organiza, iar statul român nu îi ajută cu absolut nimic. Deci, încheiem de această discuție despre o parte din istoria necunoscută a românilor. Am vorbit de secolul 20. Mergem un pic spre Evul Mediu. Așa mai încet, așa un pic. Și ajungem într-o zonă românească străveche pe care bănuiesc că cei mai mulți dintre noi, nu știu dacă o cunosc, cum vă place peisajul de aici? Recunoaște zona. Voi vă numeați Timocu? Nu, nu este Timocu, nici pe departe. Timocu are chiar un relief destul de mult diferit de zona asta. Nu este în Voivodina. Slovacia, Polonia?
este Moravia. Moravia inclusă astăzi, corect, Moravia inclusă astăzi în cea mai mare parte în Cehia, o parte mică în Slovacia, dar asta este din zona cehă. Este un ținut care era denumit de către cehi și slovaci în vechime Vlașca. Adică, cum am spune noi, astăzi România. Era un ținut românesc care intră sub stăpânirea austriecilor în secolul al XVII-lea. Odată cu Cehia, sau Boemia, cum se numea pe vremea respectivă. Și odată cu intrarea sub stăpânire austriacă, se-i vezi problemele. Moravia fusese pieptul Boemiei înspre turci și alți invadatori, înspre unguri, înspre turci, înspre oricine nevălea din Panonia. Românii erau apărarea cea mai sigură. Ei erau organizați ca miliții, la fel ca românii din Balcan, ca românii din Pint, pe care tocmai vi-am arătat, sau românii din Dalmația, din Arici, despre care nu am vorbit. Și aveau datoria să apere ținutul de invadatori. Deci cum se dădea alarma, ei își luau armele, se duceau și luptau ca să apere și, într-adevăr, au luptat extraordinar. Cehii nu au avut de suferit de pe urma invaziilor turcești, chiar dacă, vreme îndelungată, Panonia a fost pașalăc turcesc. Ungaria a fost pașalăc, transformat în pașalăc. Era pașalăcul de la Buda. Dar pieptul românesc al Cehiei a fost atât de puternic încât nu au putut turcii să dea atacul pe direcția respectivă. Sau, mă rog, când au dat, au fost bătuți. Și austriecii s-au trezit cu Boemia. Minunat! Doar că ei erau țară ultracatolică sau apostolică. Adică aveau datoria de a-i aduce la catolicism pe cât mai mulți care nu erau catolici. În Boemia, majoritatea locuitorilor era de religie protestantă, erau luterani. Știți că Luther a făcut o mare parte din activitatea lui în zonă. Dar și nu se puteau atinge austriecii de protestanți, pentru că erau niște înțelegeri semnate între feluiții principi, nobili și așa mai departe, germani, să nu se schimbe, să nu se intre, să nu fie persecutați. Dar în Moravia erau românii care erau ortodoxi și pe care nu-i proteja nimeni. Și atunci au zis, păi îi facem pe români catolici. Și au trimis acolo episcop și preoți, gata, de acum sunteți catolici. Nu pot să spun ce au răspuns românii, că sunt preoți și nu pot să vorbesc cu ei. Dar au spus, du-te la plimbare. Se pare că au ieșit și câteva caftele, adică la un moment dat, când au intrat cu forța niște preoți din aceștia catolici în biserică să-i convingă, așa, ăștia au spus, păi ne-ați deranjat slujba, poftiți un pic afară și vă ajutăm să mergeți mai repede. Și, da, i-au impulsionat un pic, știți, cum era impulsul, forța și direcția de deplasare a forței. În sfârșit. Da, și au ieșit repede afară. Am înțeles că erau un pic murdari pe reverend în spate, dar s-au simțit foarte jigniți, că n-au putut să le tulbure slujba mai departe și au vorbit cu ăștia și au spus, băi, vă punem biruri, vă rupe, vă... Și ăștia au spus, puteți face ce vreți, noi rămânem ortodoși. Atunci ăștia au trimis armat. Știți că se completează la catolicism. Au trimis armata. Și a venit armata, băi, vă faceți catolici sau vă împușcăm. Ăștia au zis, românașii ăștia au spus, stați un pic să ne ducem până acasă și veniți să ne facem catolici. S-au dus și au luat armele și au bătut. Au bătut armata austriacă, au pus-o pe fugă. Austriecii nu le-a venit să creadă. Cum țăranii și ciobanii ăia, vlahii de acolo, îndrăznesc să se pună cu noi? Au trimis o armată și a fost bătută. Au trimis o armată și a fost bătută așa. Au luat-o în serios. A durat vreo 23 de ani războiul între Austria și românii din Moravia. Până la urmă, știți la ce soluție au recurs austriecii? Au distrus cu tunurile casă cu casă. Satele și orașele românești din Moravia au fost distruse cu tunuri casă cu casă.
cu excepția celor care au acceptat catolicismul, câteva, toate celelalte au fost distruse casă cu casă. Nu pot aici să vă pun fișiere care sunt de internet, dar dacă veți căuta pe internet despre vlahii din Moravia, uitați-vă, de exemplu, aici se vede titlul Moravian Valahia, o să vedeți niște pagini foarte interesante ale unor americani din Texas. Totul a pornit de la un medic texan care a căutat să-și cunoască rădăcinile, vedeți puterea istoriei, și a constatat că, deși el credea că e de origine germanică, de fapt neamul lui venise în Germania din Cehia, unde fugiseră din cauza prigoanelor austriece. Și el s-a mirat când a aflat ce prigoană austriacă. Când a studiat mai bine și a dat seama că el nu era ceh de origine, era român de origine, trăgându-se din românii din Moravia. Și cu ocazia aceasta a aflat despre istoria dureroasă și frământată a românilor de acolo, despre felul în care au fost ei măcelăriți de către austrieci, pentru că n-au vrut să se lase de credința lor și să devină catolici. Asta este un peisaj tipic pentru zona respectivă. Munți, dealuri, pășuni, așa cum este pe tot lanțul carpatic, dintr-o parte în cealaltă. Aici este o casă vlăhească sau românească de acolo. Nu intru în discuții de etnologie, de elemente de construcție românești, elemente de construcție general europene și așa mai departe. Asta este poza unui vlac din secolul al XVIII-lea, către sfârșit, unul dintre puținii care au supraviețuit în zonă. M-am amuzat când am intrat la un moment dat pe o pagină a vlahilor din Moravia, care acum nu mai există, care avea o scuză în limba engleză la început. Zice așa, ne cerem iertare că nu avem site-ul și în engleză, dar limba vlăhească este mult prea bogată pentru a putea fi tradusă corect în engleză. O chestie tipic românească, adică nu o să spunem noi că nu știm engleză, spunem că engleza nu e destul de bogată să... Între timp a cam dispărut pagina respectivă, îmi pare rău că era simpatică. Nu era, într-adevăr, limba vlahă, ci era dialectul morav, care e un amestec de cuvinte și elemente latine din româna veche vorbit acolo și ceh, respectiv slovac. Deci, acest război, care explică o mare parte din atitudinea extrem de dușmănoasă a austriecilor față de românii din Transilvania, pentru că exista un precedent. Acest episod a fost al doilea din istoria necunoscută a românilor pe care am vrut să-l prezint. Acum, sunt foarte multe care ar putea fi spuse. La mai multe m-am gândit, până la urmă cred că o să vorbesc doar despre un fenomen istoric pe care eu l-am văzut prima dată atunci când lucram la Asociația Proba Sarabia și Bucovina, eram un arhivar, mă ocupam de arhiva istorică a asociației, în vremea respectivă, aveam 17 ani și am avut prilejul să citesc din acea arhivă niște documente extraordinare, sper din toată inima să fie păstrate, să nu se fie pierdut. Erau niște rapoarte ale unor ofițeri români din timpul ocupației Bucovinei, adică din zilele în care Bucovina, nordul Bucovinei și ținutul Herții au fost ocupate de sovietici. Puțină lume știe ce s-a întâmplat atunci, pentru că, în mod normal, rușii nu aveau dreptul să ocupe nimic din Bucovina. Nu discut dreptul istoric sau altceva, discut din punct de vedere al înțelegerii dintre Stalin și Hitler. Ei se înțeleseseră ca sovietici să ocupe Basarabia. Bucovina a fost un bonus pe care și l-a luat Stalin pentru că așa a avut el. Dar dacă în Basarabia era un hotar limpede pe Prut,
în zona aceasta a Bucovinei, pe hartă, sovieticii trăseseră cu creionul o linie atât de groasă încât în unele zone însemna vreo 20 de kilometri. Deci frontiera avea 20 de kilometri lățime. Adică unde ți-i frontiera? La nord de București sau la sud de București? Vă dați seama ce înseamnă 20 de kilometri. Și ce s-a întâmplat? Ce am citit eu în acele documente? Ceva cutremurător. Întotdeauna trupele sovietice s-au oprit și frontiera a fost așezată acolo unde s-au tras primele focuri de armă din partea trupelor române. Atâta vreme cât trupele române s-au retras, sovieticii au înaintat. Când românii au început să opună rezistență, sovieticii s-au oprit. Și în felul ăsta s-a stabilit frontiera. Este atât de rușinos și atât de dureros, atât de frustrant să citești așa ceva. Căutați ultimul strâjer al lui Ștefan cel Mare pe internet. Și o să vedeți un exemplu cum un nebun, ca să zic așa, în sensul frumos al cuvântului, eliberează mănăstirea Purna de sub stăpânirea trupelor sovietice și noi avem zona aceea din Bucovina în zilele noastre datorită acestui om. Ca să înțelegeți că ceea ce v-am spus acum este o realitate. Și dacă tot vorbim de un om, în rezistența anticomunistă, iarăși există și îmi pare foarte rău că nu... Dar poate e de la Dumnezeu să nu se vadă acum, nu contează. Că nu pot să arăt mai mult. Unul dintre eroii noștri total necunoscuți, dar un erou de cea mai mare importanță, este Gavrilă Mihali Știfundă. Știfundă. Gavrilă Mihali Știfundă. Cine este acest om? Vă întreb sincer dacă ați auzit vreodată de el. Am și o curiozitate dacă așa. A fost datriit, dar n-am reușit cauza numelui ăsta așa cum l-a zis dumneavoastră. Să rețin prea mult despre mănăstire a dat... Nu, deci, Gavrilă Mihali Știfundă este un primar din Maramureș. El era primar în Borșa. Și puțină lume știe că sovieticii au încercat în 1945 să alipească Maramureșul la Ucraina. Ei au făcut o șmecherie și au retras trupele din Maramureș, trupele oficiale. Dar au lăsat acolo mii de activiști ucraineni înarmați ca să organizeze chipurile o ridicare a populației pentru unirea cu Ucraina. Gavrilă Mihali Știfundă a fost cel care a organizat rezistența românească împotriva acestei încercări. A reușit să obțină păstrarea acestei provincii istorice românești în dimensiunile ei mult micșorate. N-avem decât cel mult o treime din Maramureșul istoric. Dar măcar această bucată a rămas la noi datorită unui om. Gavrilă Mihali Știfundă. Care a fost băgat în pușcărie și a omorât, în 2 ani de zile, a fost omorât în pușcărie pentru acest fapt. Pentru că i-a blocat planurile sovietice de a ne lua Maramureșul. Cred că este ușor să ghiciți câte monumente are acest erou uluitor care a salvat o provincie românească de la a fi înstrăinată. Câte monumente are în România de astăzi? Niciunul. Nu sunt pomeniți asemenea eroi în manualele școlare, nu sunt cunoscuți, nu sunt promovați, nu au monumente. Nu există. Dimpotrivă, noi suntem într-o situație foarte stranie. Pentru că, pe de-o parte, a fost oficial condamnat comunismul în România, ceea ce e un lucru foarte bun. Dar, de cealaltă parte, clasa politică românească de astăzi este urmașă directă a regimului comunist. Este pe toți, dacă îi cauți un pic mai în spate, vezi exact de unde își au rădăcinile, din cine se tragă, din cei veniți pe tancurile sovietice. Și ei dictează politica de stat, ei dictează ce se întâmplă în România, ei impun bisericii ce să facă și ce atitudine să aibă și așa mai departe.
Sigur, biserica luptă să fie pe picioare, să fie independentă. Nu înseamnă că reușește întotdeauna. Este o problemă foarte mare. Problemă foarte mare. Și dacă nu ne învățăm istoria, dacă nu luptăm să ne cunoaștem istoria, nu avem cum să discernem. Vedeți că eu sper că românii vor începe să lucreze. Românii n-au nicio șansă de libertate decât de a începe să-și cunoască istoria adevărată și a începe să lucreze împreună. Eu m-am străduit, de exemplu, să ridic o biserică în București, în Berceni, în cartierul Covasna. Și mulți m-au întrebat ce o stare. Pentru că vedeau opoziția care exista din partea unora și altora, încercările foarte grele prin care s-a ridicat biserica, am întrebat, ce o stare? De ce, părinte, de face așa? Uite, ți s-a oferit post la biserica cu tare, du-te acolo, trăiești bine și care vede. Și eu am răspuns, ei demolează, eu construiesc. Ei demolează, eu construiesc. Și cât o-i trăi, eu construiesc. Pentru Dumnezeu, pentru țara mea, pentru neamul meu, eu construiesc. Ce pot, cât pot. Construiesc o carte, construiesc o biserică, construiesc o școală, ce pot. Că spunea cineva, zice, biserici, biserici. Bun, fără biserică nu există neamul românesc și biserici ortodoxe sunt foarte puține. Că spunea cineva, vai să prea multe biserici. Ai une. Există exact aceeași chestie cu secțiile de votare din diaspora. Există destule secții de votare dacă toți românii din diaspora pot vota. Nu contează dacă votează sau numărul obișnuit. Ei trebuie să poată să voteze dacă vor. E o chestie simplă. Există destule biserici ortodoxe românești dacă toți românii ortodoxi se pot duce în același timp la slujbă. Dacă vor. Dom'le, dacă vor, trebuie să aibă dreptul să se poată duce. Vă spun că dacă am intrat noi, toți ortodoxi în bisericile care există în România, s-ar sfârma zidurile sub presiunea noastră sau ne-am zdrobit noi de ne-am face trece. Nu se poate. Nu putem intra. Bisericile ortodoxe din România nu ajung pentru ca românii ortodoxi să poată merge la slujbă în același timp. Cel mult 20% dintre români, românii ortodoxi, poate să meargă la slujbă în același timp în țara asta. Ceilalți 80% n-au dreptul. Nu există destule biserici ortodoxe. Dar la noi se spune că sunt prea multe biserici. Și lumea nu realizează că sunt prea puține. Dar asta este altă problemă. Noi, de exemplu, la noi la biserică, în timp ce construiam biserica, am lucrat la dotarea unor secții medicale ale unor spitale din București. Cu ce am putut? De exemplu, cu lingerie. Am schimbat, erau cearceafuri atât de vechi, încât nu se mai puteau șterge, deși erau băgate la autoclave acolo, la desinfectat, nu se mai puteau șterge urmele de sânge și de alte fluide umane rămase de la bolnavi, de la răniții care dormiseră pe el. Ne-a ajutat Dumnezeu să facem două rânduri de cearceafuri, să facem două rânduri de perne. Am cumpărat perne din acestea speciale, alergenice, care se pot desinfecta special pentru spital. Am făcut fețe de masă și așa mai departe, tot ce am putut ca să dotăm o secție întreagă. La un moment dat, un spital, nu dau numele, că nu vreau, v-am spus chestiile, chestii negative, încerc să nu dau nume, un spital din București, din motive politice, un spital cu copii, din motive politice, pentru că era acolo un doctor care iubea extraordinar de mulți copii, de mult copii și avea foarte multă grijă de ei și nu voia să se implice politic în niciun caz, a fost lipsit de buget pentru medicamente 2 luni de zile. Nu știu dacă realizați ce înseamnă chestia asta pentru un spital. Gândiți-vă ce înseamnă pentru un spital de copii în care asistentele nu mai au o aspirină pentru copii sau un paracetamol. Când am aflat de treaba asta, la o săptămână sau două după ce a început nenorocirea, am dat alarma în parohie, ne-am apucat, am strâns, ne-am dus, am cumpărat câteodată chiar direct la firme de-astea de medicamente, am cumpărat angro și am dus acolo la spital, feșe, pampers, medicamente, tot ce ne spuneau acolo că au nevoie. Dacă ne spuneau, uite, avem nevoie de seringi, că nu mai există seringi. Ne duceam și cumpăram cât de multe puteam. Am sprijinit noi, au sprijinit și alte parohii din zonă și timp de aproape 2 luni de zile, spitalul acela a putut să facă medicație pe sprijinul bisericii, bisericilor din zonă. După care
Ministerul și-a adus aminte că avea datoria să finanțeze și a deblocat banii. Un episod tot din istoria necunoscută a românilor, ceva mai recent. Ideea fundamentală este că trebuie să construim. Trebuie să facem ceva, să nu trecem prin viață inerți. Petrecând vremea la televizor și la calculator, am fost astăzi la un liceu și tot așa era un calculator pentru proiecție și am văzut acolo CS-ul, Counter-Strike, dacă știți jocul Counter-Strike, era instalat acolo jocul Counter-Strike. Și am glumit un pic cu tinerii, zic că cred că aș fi preferat să jucăm un CS în loc de conferință. Unii au râs, alții au zis, poate cineva de acolo, nu, că nu, un cartă stai pe veche, depășit, și a început discuția despre niște jocuri de strategie. Am discutat un pic și le-am spus, să știți că jocurile de strategie și chiar Counter-Strike-ul pot fi foarte utile, dar cu o condiție, să lucrezi și practic. Degeaba înveți tu să dai humiliate în CS-ul, dacă nu ești în stare, dacă nu ești în stare în toată viața de toate zilele să-ți aperi țara. Dacă nu ești în stare să-ți aperi țara, să-ți aperi familia, să lupți pentru neamul tău, degeaba ești tu mare erou acolo pe joc. Sigur că te poți să înveți acolo o serie întreagă de chestii, adică CS-ul este un simulator foarte bun pentru genul ăla de luptă, de gherilă urbană și nu numai. Dar este numai în teorie, ca să zic așa. Te duci frumos la un club de ăsta de paintball, te înscrii acolo și te antrenezi și practic. Și iei viața în piept. Mă rog, eventual niște bile cu vopsea. Iei ceva în piept, în sfârșit. Ce iei? Important este că acționezi, ești viu, trăiești, te duci acolo și te miști. Sau te duci la un club de airsoft și lucrezi acolo. În sfârșit, ideea fundamentală este să se iasă din zona de realitate virtuală în care trăiește românul de astăzi și să treacă în lucruri practice. Să se renunțe la a trăi numai în televizor și în calculator. Sigur că și de acolo, repet, poți să iei informații bune. Dacă nu le aplici practic, la ce îți folosesc? Numai așa că teoretic știi că ai putea teoretic să faci ceva dacă teoretic te-ai hotărât. Nu, practic, apucă-te și fă niște lucruri. Pentru mine rămâne așa o chestie foarte simpatică, am mai spus-o și probabil că o să spun de multe ori, dar e definitorie pentru ce se întâmplă la noi. Felul în care am fost tratat la un moment dat când am ieșit cu fetele mele să curățăm un parc de lângă biserica noastră. Și m-a tras cineva deoparte și foarte șocat mă întreabă, părinte, ce faceți aici? Păi, facem curat în parc. Părinte, ați nebunit? Zic, da, dar mai demult. Deci, eu am recunoscut de foarte multe lume că sunt nebun, nu-i nicio problemă, zic, dar de ce abia acum ați constatat? Nu știu de ce, m-am fost foarte derutat, că o sinceritate sperie în zilele noastre. Nu am spus ce-mi zic. Zice, nu, dar cum? Dar nu-i datoria primăriei. De ce faceți dumneavoastră curat? Pentru că e țara mea. E țara mea. Nu o să-mi las țara mea odată, pentru că primăria nu-și face datorie. Mă puc și fac eu curat. De câte ori pot. Este, repet, am spus și la conferința cu ortodoxie și afirmațiile, este exact ca și când ar fi mama ta în spital și vii și o găsești murdară, ea fi neputincioasă, pentru că infirmierii nu i-a păsat de ea și a lăsat-o murdară. Și tu ce faci? O lași murdară, zici, mamă, uite, ți-am adus un bocan cu compot și niște flori, dar rămâi acolo împuțită că infirmiera ai dat oare să te sperie, pe mine mă doare în cot. Pardon? Nu e normal. Te apuci, o speli, o curăți, că e mama ta. Chiar dacă infirmiera avea datoria să facă chestia asta. La fel, asta ar fi concluzia, la fel ar trebui să facem și noi. Deci, eu îmi închei acum partea mea de cuvânt și aștept pe hârtii pe care organizatorii le vor împărți sau pe hârtii pe care le aveți, cum se întâmplă, întrebările dumneavoastră, în câteva minute o să începem să răspundem și la întrebări. Vă mulțumesc!